Da, mă numesc Tatiana Caraman. Așa, în primul rând vreau să menționez că sunt cadru didactic și la etapa actuală în Republica Moldova situația cadrelor didactice este foarte dificilă. Un viitor nu știu dacă se vede, ținând cont de salarizarea și de toate oportunitățile pe care le oferă politicile educaționale. Și de ce am ajuns aici? Din cauza, în primul rând, a promovării double case în rețelele de socializare. Și în afară de aceasta, am venit ca să cunosc un domeniu nou, fiindcă viitorul ne aduce în față noi tendințe. Am posibilitate să acumulez niște cunoștințe care să le transmit și elevilor mei, fiindcă predau disciplina bazele antreprenoriatului. Și este o oportunitate ca tinerii pe care noi îi instruim în privința formării acelor competențe economice, competențe antreprenoriale, să cunoască că în perspectivă vor apărea ocupații noi, care le vor oferi posibilitatea de a câștiga profituri fără a fi angajați sau numai decât a deveni antreprenori. În genere vreau să vă zic că inițial eu am venit la acest curs fiind motivată de a cunoaște ceva nou în privința cunoștințelor teoretice, obținând acea oportunitate de a vorbi elevilor mei despre ceva nou în educația financiară. Paralel cu ceea ce noi încercăm să formăm, la moment, sistemul educațional este axat pe dezvoltarea competențelor antreprenoriale. Ministerul Educației anual organizează și concursul celor mai bune planuri de afaceri, încercând prin aceste modalități de a-și aduce contribuția la dezvoltarea sistemului economic al țării, fiindcă orice oportunitate de dezvoltare a tinerilor este un viitor pentru Republica Moldova. Din acest considerent am venit aici. Știu că în America studiază altfel decât la noi și este foarte necesar ca copiii noștri să cunoască oportunitățile pe care le deschide viitorul. Formarea competențelor financiare consider că ar fi foarte oportune. Noi se punem prin plan problema educației financiare, educației economice, dar nu într-atât de accentuat. Consider că este o oportunitate de dezvoltare pentru viitor și sunt noi competențe pe care noi trebuie să stindem ca să le formăm tinerilor. Fiindcă noi nu trebuie să formăm tineri care doar să dorească să muncească, dar să vrea ceva mai mult. Și să poată să realizeze acest ceva mai mult, anume aici acasă. Păi știți, cele 4 ore teoretice pe care le-am realizat, așa mă țineau într-un suspans să vin mai departe sau să nu vin, fiindcă este vorba de un pic de investiții. Analizând acea sumă investițiilor, am văzut că nu este într-atât de mare și se poate de riscat de investit în propria dezvoltare, fiindcă fiecare dintre noi, pe parcursul întregii vieți, trebuie să tindem la acea dezvoltare și formare profesională pe care trebuie să o avem. De aceea, cursurile pe care le realizez la moment, din punct de vedere a formării practice, eu le consider foarte utile. Mă gândeam că nu o să pot să pătrund în esența formatorul, la ceea ce prezint formatorul, doamna care realizează atât instruirea practică cât și instruirea teoretică, se isprăvește de minune. Și chiar dacă suntem un grup mic, cu vârste foarte diferite, dar comunicarea dintre noi cumva ne ajută ca noi să pătrundem în esența la ceea ce noi studiem. Vreau să vă zic că este accesibil. Generația noastră care am avut un alt fel de mentalitate decât este mentalitatea tinerilor, cumva mă lăsa rezervată în această privință. Dar pentru moment vreau să spun că sunt foarte recunoscătoare și mulțumită de cunoștințele pe care le acumulez. În primul rând, am niște studii predând disciplina bazele antreprenoriatului. Vă dați seama că cunosc bazele teoriei economice, cunosc acele concepte de bază pe care se sprijină acest curs de educație pentru tranzacționare. Conceptele și cunoștințele anterioare pe care le dețin îmi permit ca să dezvolt alte cunoștințe și alte abilități. Eu vreau să vă zic că în baza curriculei noi nu transmitem acest tip de informații copiilor, dar eu, de exemplu, aș vedea oportunitatea de a implementa aceste cunoștințe. Eu, chiar și dacă nu am atât de multe ore realizate, oricum, de acum în curs pe care eu îl predau, încerc tinerilor să le vorbesc despre acest subiect și vreau să vă zic că ei sunt interesați și mă bucur foarte mult că o parte din ei câte ceva cunosc. Adică eu cred că motivația ar fi. Știți, despre schimbarea de viață, cred că noi o să discutăm ceva mai târziu, peste un an, doi, trei,
La moment vorbesc despre formarea unui nou set de cunoștințe care sper că îmi vor fi utile atât mie cât și discipolilor pe care îi aduc. Eu cred că la acest subiect de asemenea este de vreme ca să discutăm, fiindcă noi la moment tranzacționăm pe un cont demo, adică este un cont fictiv, dar oricum vreau să vă zic că cifrele care apar pe ecran în urma implementării acelor competențe care ni se formează în cadrul cursului practic pe care îl facem, oricum ne provoacă niște emoții și desigur că atunci când apare plusul, există sentimentul de mulțumire și de recunoștință și de bucurie și atunci când apare minusul, trebuie să încercăm să căutăm de ce apare minusul, care sunt carențele și unde ar trebui să atragem atenție pentru a dezvolta competențele de care avem nevoie. Sunt foarte motivată de a recomanda acest curs atât discipolilor mei, cât și altor persoane care ar fi motivați de aceste formări, fiindcă eu consider că ține de dezvoltarea personalității și anume tendințele de viitor pe care le deschide societatea, sistemul economic, sistemul financiar și este o oportunitate deschisă pentru viitor. Dar eu cred că la toate tipurile de personalitate, la orice tip de caracter, de temperament, fiindcă unul poate fi cu un temperament coleric, sangvinic și să ia niște decizii mai repezite și să nu fie în favoarea lui, când cineva cu un temperament coleric sau melancolic ar putea să pătrundă sau să fie cu mult mai tolerant în luarea decizii sau mai exigent, mai răbdător, să zic așa, ca să fie mai atent în luarea deciziilor de tranzacționare. Până când vreau să vă zic că este doar o motivație, fiindcă chiar și acel exemplu al domnului Eugen Chiriac, pe care ieri l-am văzut pe rețelele de socializare cu sponsorizarea burselor a trei tineri din cadrul Academiei de Științe Economice ASEM a Republicii Moldova, este destul de un fapt apreciat, un exemplu demn de urmat și cred că trebuie să tindem spre rezultate frumoase.